Salutare, Alva Gang, și bine v-am regăsit la un nou clip de Fortnite pe acest canal de gaming mirobolan. Dați-mi voi să dau și un pic drumul la muzică ca să nu stăm așa pe degeaba. Ei bine, s-a băgat acum un mega mega skin și s-au întâmplat niște lucruri noi pe hartă. De aceea vreau să intrăm pe harta cea nouă, mă rog, pe harta asta din sezonul 6 și să... Tocmai am realizat că trebuie să-mi iau niște V-Bucks. Dați-mi voie să fac purchase. Dați-mi voie să fac repede purchase. Purchase, am realizat că trebuie să cumpăr niște V-Bucks pentru că n-am bani să-mi cumpăr nou skin și trebuie să-l cumpăr pentru că asta era și ideea, deci da. Mai băgăm niște bani în joc, dar care-i problema acum, care-i problema, vă dați seama, nu-i nicio problemă. Bun, hai să cumpărăm skinul ăsta Dark Bomber. În primul și în primul rând îmi place cum arată, de-aia vreau să-l iau, recunosc, e mega fiță skinul. Și vreau să iau și Thunder Crash-ul, cred, că îmi place și ăsta. Ăsta e lame, nu-i nimic cu un el. Da, luăm și ăsta, bun. A, avem și ăla și ăla și cred că avem cam tot ce ne trebuie, nu? Bun, hai că le-a pus pe toate, dăm așa să le vedem. Frumos. Azi băgăm dragonul ca să fim șmecheri acum când ne dăm. Și intrăm pe un playground cu fall, deci drop items when eliminated. On. I-am dat pe off și nu mergea chestia asta, oricum bine, nu ne interesează pe noi nebuniile astea. O să dăm în schimb, vreau să dau night, dar oricum chestia astea nu știu de ce, dar nu merg. Adică, bun, hai, accept. Play. Bun. Hai să vă explic despre ce este vorba. Avem o hartă, este harta asta nouă, vedeți aici, știți, cu cubul, cu toate chestiile alea, cu insula zburătoare, cu laboratoarele, cu toate chestiile astea. S-au întâmplat extrem de multe lucruri noi și au apărut tot felul de teorii noi pe care aș dori să le împărtășesc cu voi și aș vrea să vorbim despre chestiile astea pentru că îmi place foarte mult că cei de la Fortnite, jocul ăsta genial, Fortnite, adică Epic Games au niște update-uri live foarte mișto, adică gândiți-vă că e un joc live pe niște servere, iar noi totuși putem beneficia de update-uri live, putem să le vedem, nu e ca și cum descarc niște chestii și se facă în joc, nu, adică toți jucătorii poate să fie aici, iar la ora cu tare se întâmplă nu știu ce, chestiile astea sunt geniale și îmi plac foarte mult, uite că am mers setările, este seara în Fortnite, bun, o să mergem întâi și întâi vreau să mergem sus aici pe casă. Sau de fapt că putem și aici. Wow. A trebuit să dau mai încet un pic joc, acum am realizat. Pentru că nu mă aud deloc. Bun, cred că mă aud un pic mai bine. Na, trebuie să dau un pic de domn aici pentru că e foarte tare ăla. E foarte, face foarte mult zgomot cubul. În primul și în primul rând au băgat chestiile astea înapoi, care te transformă în fantomă. Piu! Vedeți? Au băgat înapoi chestiile astea. Nu știu exact cum se cheamă, sincer. Dar sunt mega marfă. Bun. Și hai să începem să... Wow, deci foarte mult zgomot. N-o să mă auziți deloc. Ok, bun. Hai să începem să vă explic despre chestiile astea și despre ce este vorba cu ele. Cu această insulă. E bine, dacă o vedeți voi aici și vă uitați atenți la această insulă, insula are o tentă de vulcan, nu? Adică chiar arată ca un vulcan, doar că întors. Și în primul și în primul rând vreau să vedeți că cubul ăsta este mult mai mare, deci chestia asta este clară, cubul ăsta este mult mai mare. Fiți atenți, stați o secundă. Hai, vreau să iau chesturile astea de aici. Bun, să vedem ce ne dă și nouă. Poate ne dă și nouă niște jumpeduri, dar nu cred, erau bune. Pentru că vreau să ne plimbăm un pic pe hartă. Aparent ne da nimica. Bun. Bun, am urcat. Vedeți? Vedeți cum a devenit, e mai mare cubul? În primul și în primul rând. Deci ăla e primul lucru pe care pot să vi-l arăt. Cubul este mult mai mare. Și al doilea lucru pe care vreau să-l vedeți aici este destul de obvious și cred că vă puteți da seama destul de ușor despre ce este vorba. Ei bine, este vorba despre casă. Au apărut extraordinar de multe cuburi MOV, ceea ce este dubios, având în vedere că erau câteva la început și oamenii au zis că, bă, pur și simplu, probabil, adică cu siguranță este doar din cauza faptului că din cauza faptului că este cubul ăsta de sub și probabil se întâmplă ceva, nu știu, și au apărut câteva de astea, dar probabil așa o să rămână ca să fie de design, etc. Cine știe la ce s-au gândit oamenii? Și trebuie să recunosc că la asta m-am gândit și eu, adică
Dar nu este chiar așa. Este dubios că au apărut din ce în ce mai multe. Ăsta este un semn pentru niște teorii. Deci semnul ăsta a dus la nașterea unor teorii noi, cum că cuburile astea, de fapt cubul mare, nu cuburile astea mici. Unde mă cestu ca să nu mai aud? Așa, bun, hai că mi-a dat și mie ceva folositor pentru tutorialul ăsta ce facem noi aici. Cubul ăla mare vrea să acapareze practic lumea. Dacă... Opa, așa, wow. Dacă e să o luăm logic, dacă a acaparat insula asta, aici e foarte bine. Dacă a acaparat insula asta, înseamnă că cel mai probabil vrea să acapareze lumea, pentru că în primul și în primul rând, dacă vă uitați pe hartă, există locurile... Oh, pardon. De ce nu se mișcă harta? Ok. Nu poți dau decât zoom? Ah, gen, ok, ok. Există locurile astea, care nu mai știu exact cum se cheamă, ceva de genul, sunt zone distruse sau zone corupte, ceva de genul, sunt zone corupte. Deci există zonele astea care au fost corupte deja de cub și de, de cub, adică dacă vă amintiți voi bine, înainte să se bage sezonul 6, era cubul ăla, mare, rău de tot, în care puteai să tragi, știi, și tragea înapoi în tine și îți dădea armuri și chestii. Dacă sunteți un pic atenți, în zonele astea a fost în principiu cubul ăla mare în sezonul 5. Iar zonele astea acum au rămas zone corupte. După cubul a ajuns aici, de aici a făcut mare așa, a fost insula asta cu vârtej a fost aici și tot așa s-a mutat și cel mai probabil o să se plimbe toată harta. Dar nu asta este important. Important este că, virgulă, acest cub începe să corupă lumea pentru că probabil asta este planul lui, dar... Acum hai să vă zic și teoria mea personală pe care am gândit-o eu singur. Că acest cub cel mai probabil este trimis de viață extraterestră sau ceva. Pentru că sunt șanse cu siguranță să se spargă toată planeta, să devină, nu știu cum să explic, să devină, deci să se distrugă toată planeta, să ajungă toată planeta coruptă. Sunt șanse să se întâmple chestia asta, poate să apară dimensiuni noi, poate nu se știe ce o să se întâmple, se pot întâmpla o mie de lucruri pentru că cei de la Epic Games chiar sunt foarte schimbători, ei nu lasă jocul mai la fel niciodată, adică cred că pe singurul lucru pe care l-au păstrat la fel este... construitul, în rest îi schimbă totul. De aia zic, ne putem aștepta la orice update posibil. Și cum zic eu, să mergem și în dimensiuni noi, whatever, se pot întâmpla foarte multe chestii. Ești de pe internet, Elf, când faci lag și nu poți să filmezi. Te pup. Și bine, au apărut o felul de construcții noi și chestii. Dar cam asta este teoria cu vulcanul și cu toate chestiile astea. Băgam-mi și piciorul și ce lagam. Cam asta este teoria cu vulcanul și cu toate chestiile astea. Uitați-mă cum crește ping-ul, aiurea. Am deja 400 ping. Elf, ce faci? Ce? Ce faci? Păi ieși. Așa, bravo. Genial. Deci cred că v-am zis teoria cu chestia asta. Acum, pentru că v-am explicat care este chestia cu cubul, cred că v-ați prins cu toții că... Virgulă, cubul ăsta o să corupă planeta, o să facă el toate nebuniile pe care vrea să le facă, pentru că cea mai probabil o să le facă, că na, nu putem nici să-l controlăm, vedeți, nici măcar nu putem să-l spargem. Și în primul și în primul rând, cu siguranță asta o să fie coruptă. De ce zic în primul și în primul rând de atâtea ore? Insula asta o să fie coruptă cu siguranță, iar după probabil o să urmeze și zone prin care mai trece el sau încă nu se știe exact. Dar cred că ați înțeles ideea. Bun, hai să plecăm de aici. Unde vrem noi să mergem acum este în Wailing Woods. O să vă arăt de ce. Mamă, ce mă mănâncă nasul. Bun, mergem în Wailing Woods. Dar cred că ar fi ok să iau acest airdrop pentru că cred că o să mă ajute. Bun. Vom merge în Wailing Woods, unde dacă știți și voi, că eu știu, nu știu dacă știți voi, dar este acel laborator ascuns sub pământ. S-au întâmplat niște chestii pe acolo și pot să vă zic niște chestii și de pe acolo. Bun, dacă e mai bine băgăm ăsta direct. Bun, și dăm... Unde-i mă? Încolo. Și dăm direct către Wailing Woods.
cam asta cu cubul, v-am zis cam ce s-a întâmplat acolo și ceea ce o să se întâmple, care sunt teoriile. Și cel mai probabil, acel vulcan, pe care dacă îl vedeți de aici, se observă bine că e un vulcan, nu? Se observă și sigur este un vulcan. Nu există forma aia, credeți-mă, e o formă de vulcan, clar. Acel vulcan cu siguranță o să intre foarte bine aici peste Dusty Devote. Eu sunt sigur că aici peste Dusty Devote o să vină acea insulă. Dar încă nu se știe deloc despre ce este vorba cu cu ce o se întâmple în Dusty Devote. Pur și simplu o să se distrugă sau laboratoarele alea acolo o să creeze o rachetă care, că dacă v-ați uitat bine în Dusty Devote, în mijloc este, hai să-i dăm așa, este un spațiu mare, ca și cum ar putea construi acolo o rachetă de unde să plece. Cred că știți despre ce vorbești, nu mai trebuie să mă mai duc până acolo, nu? Atât e, să știți. Ok, bun. Hai să mergem repede către Wailing. Intrăm acum. Să vă arăt care este marea șmecherie. Wow. Wow, încă un de la spart, pe bune? De fapt, încă un copac de spart, voiam să zic. Bun. Wow, bun, dă-mi de aici. Arunc asta că nu trebuie. Bine, dacă e să luăm așa nici asta, nu, asta. Asta-mi trebuie. Bun. N-am vrut asta. Ok. Bun, zona coruptă pe care o știți cu toții. Și unde este, mă? Cred că fix acolo în centru, dacă nu mă înșel, trebuie să mergem. Trebuie să trecem de zona coruptă. Uite și o lamă, putem să o luăm. Bun. Vedem, poate ne pică ceva care să ne ajute la deplasare, dar nu cred. N-aia nimic, wow. Uite încă o lamă. Am putea să spargem lama. Wow, ce mă enervează copacii ăștia. Ok. Ok, bun. Wow, dar ce mi se pare mie puțin dubios este locul ăsta. Ce e locul ăsta? Înțeleg, e aici un chest, dar ce e locul ăsta? Că pe ăsta nu știu, adică... N-am mai fost în casa asta. Casa asta e nouă în Wailing Woods. Sau cel puțin eu n-am văzut, adică e cu siguranță nouă, dar nu știu de cât timp e nouă. Dar vă zic sigur, casa asta nu era în Wailing Woods, au băgat acum o casă nouă. Cu siguranță au băgat acum casă nouă, pentru că nu era deloc și pot să garantez chestia asta. Ok, bun, avem această casă nouă în Wailing Woods și aici, unde avem noi labirintul cel de toate zilele în care se băteau cu toții. Dacă vă uitați bine, ei au arată exact la fel. Nu este absolut nimic schimbat dacă ești în afară. Dar, boss, dacă intri înăuntru, vei observa că pe jos nu mai este iarbă, ci un fel de metal care este menit să imite iarba. Dar nu peste tot, vedeți că pe aici au lăsat normală. Dar trebuie să intri și să treci de porțile pe care le-am spart eu. Din păcate nu pot să vi le arăt. Și acest lucru este pus aici doar pentru a păcăli privitorii din afară. Stați așa. Bun. Dă-mi asta. Doar pentru a păcăli privitorii din afară, că totul este normal. Ați văzut că totul arăta absolut normal. Deci tot arăta exact așa. Știi? Adică... Deci totul arăta exact normal cu cum arăta. Nu arăta așa, dar ați înțeles. Pentru a păcăli oamenii că din afară arată exact la... Că este același lucru, că nu s-a schimbat nimica. Pentru că după, dacă intri aici, o să bagi... O să intri la bănuieli, știi? Și faci așa frumos aici și găsești mare garaj. Spargi garajul și cobori și zici: what the fuck, unde mă aflu? Mai spargi o de asta și ai ajuns într-un mare, mare laborator. Unde, înainte știu că... Ok, hai să deschidem asta. Mă stresează sunetul lor, e foarte nervant. Bun, pardon. Așa, nebunie și ce e asta? Ta-da! Avem aici un rift, pentru că nu știu exact, de fapt nu știe nimeni despre ce este vorba. Oricum, e foarte dubioasă chestia asta, cum îți schimbă privirea când te apropii de rift, așa, știi? Bine, văd că asta nu... Dar asta nu face chestia asta. Ați observat?
Gen, sunt aproape de el. Știți cum erau rifturile? Deci schimbau toată viziunea, vedeai diferit? Eu nu văd deloc diferit. Ați văzut? Ok, asta e dubios. Nu știu dacă mi se pare mie sau nu, dar asta e o chestie ciudată. Bun. Te rog, nu mai te auzi, că nu vreau să te aud. Avem aici și riftul, unde se zice că ei lucrează la riftul ăsta ca să ajungă nu știu unde, bullshit, adică sunt multe, multe teorii și cu riftul ăsta pe care nu le știu exact, pentru că nu sunt deloc importante, că, pui mei, e un rift, ei gen lucrează la un rift, rifturi deja sunt în lume, nu e ca și cum riftul ăsta e ceva nou și gen mă duc și intru în el și nimeni nu știe ce se întâmplă dacă intru în el, știi? Adică e o chestie folosită, dar aici avem acest laborator în care încă nu se știe despre ce este vorba. Și mai este încă o mică, mică, mare șmecherie pe care o să vă prezint eu în scurt timp. Da, trebuie să intru repede aici. Intrăm în rift, îl luăm. Vedeți absolut nimic diferit. Dar unde este, mă, casa aia? Uite-o, uite-o, gata, gata. E o casă ascunsă acolo. Uite-o, vedeți? Casa asta e nouă. Nu era înainte. Bun, casa asta nu exista aici înainte. Și dați-mi voie să vă arăt care se schema casa asta. Ok, e o casă frumoasă, obișnuită, în principiu. Adică, vedeți? Nu este nimic special cu ea. Bum, hâțul, deschidem toate astea. Nimic special, cum am și zis, cu casa. Dar dacă ne uităm noi bine prin casa asta, o să găsim undeva subsolul, da? Suntem la subsol. Vedeți? Chest, simplu, postejios, să te distrezi. Dar dacă vom sparge noi ăsta, vom da de o încăpere secretă. Intrăm în această încăpere secretă și ce să vezi? Un început de laborator. Nu știm despre ce este vorba, pentru că uite, nu pot să intre aici. Apa, da, poți, ia. Stai. Ah, nu poți. Fuck. Puteam să jur, mamă, dacă exista acolo ceva. Nu cred că dăduse nimeni de chestia asta, dacă era. Cred că eram primul care dădea de chestia asta, dar vreți? Aici ar trebui să fie ceva, pentru că acesta este un tunel. Tunelul ăsta trebuie să ducă undeva. Încă nu duce nicăieri, asta e ideea. Dar o să ducă. Și mai este și intrarea asta a casei, tot așa spooky și dubioasă și whatever, pe, care este destul de ascunsă. Este gen aici. A, nu, găsisem eu, nu o văzusem. Dar se poate intra și pe aici în locul acesta. Da, da, fraților, cam asta este cu lucrurile noi. Și da, cel mai probabil acest mare, mare cub, după teoriile oamenilor, o să înghită planeta. Iar eu personal sunt de părere că da, o să înghită planeta. Nu că o să o înghită, că o să o facă exact ca și zonele astea. O să fie coruptă. Toată planeta o să fie coruptă și ceea ce există pe planeta Fortnite o să fie corupt. Asta este părerea mea personală. Spuneți-mi, vă rog, ce părere aveți și voi în comentarii. Sunt mega curios despre ce părere aveți voi. Bun. Vreau să mergem până la marele loc secret. Deci da, toată planeta este coruptă în momentul ăsta. Adică nu este, o să fie asta, vreau să zic. Și o să fie mega interesant. O să fie mega interesant ce se întâmplă, pentru că sunt tot felul de lucruri care se întâmplă în jocul ăsta, dar tu nu te aștepți, bă, dă-o măsa, deci nu te aștepți deloc de nimica în jocul ăsta. E așa de random tot ceea ce se întâmplă. Adică, bine, sunt gândite, toate au o logică între ele, dar tu trebuie să le descoperi, pentru că ei nu stau să-ți explice exact. Cei de la Epic Games nu stau exact să-ți explice despre ce este vorba cu planeta aia, cu ce s-a... Aoleo, aoleo, Johnule. Fii atent. Wow, am încercat. Acum să mă duc să-mi iau itemele. Oh my god. Da, da, ați înțeles ideea, mă duc oricum degeaba, pentru că nu mai avem ce să mai facem. Dacă v-a plăcut clipul ăla, gang, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alex, fraților, iar noi ne revedem într-un clip mâine, cred, nu știu. Ne vedem, pa, pa!